Ziua silvicultorului, sărbătoarea tradițională a sectorului silvic, a fost marcată la Zizin, județul Brașov, de prezența corpului silvic care activează în sistemul public sau privat, alături de care s-au aflat sindicatele din silvicultură, organizațiile profesionale, dar și mediul academic. În cadrul evenimentului a fost organizată Ziua Specialistului, un concept Forest România, ocazie în care au avut loc dezbateri privind temele de actualitate din acest sector economic românesc. Nu au lipsit standurile cu exponate ale companiilor din sector, companii care și-au etalat ultimele tehnologii din domeniul forestier. Un concept nou pe care l-am aplicat deja în domeniul agriculturii și pare că are efect, pentru că este foarte important să aducem cât mai multe informații, noutăți în curtea oamenilor, cum spunem noi, în curtea fermierilor, dar aici și în curtea pădurarilor. Știm că DLG Intermarketing organizează încă din anul 2015 un eveniment în sectorul forestier, este vorba de Forest România, un parteneriat de tradiție la Zizin cu ocolul silvic Ciucaș-Terlungeni, în județul Brașov, cum spuneați. Anul acesta un eveniment mai special, având în vedere că sunt foarte multe evenimente după perioada de COVID, de pauză, sunt foarte multe evenimente la nivel european și global și practic am decis să fim aproape de sector prin această zi a specialistului, pe care o vom continua în diferite locații, vom face demonstrații sub egida Ziua Specialistului, eveniment susținut de Forest România, iar ediția următoare a târgului, așa cum am obișnuit, târgul are loc o dată la 2 ani, va fi anul viitor, în septembrie 2024. Forest România va susține astfel de evenimente și se va implica pe parcursul întregului an, până la ediția viitoare a târgului, în a aduce toate aceste informații aproape de cei care au nevoie de ele și, în plus, vor fi foarte multe demonstrații. Există interes din partea firmelor care comercializează echipamente pentru sectorul forestier să facă demonstrații. Știm cel mai bine că un cumpărător, practic, se decide nu atunci când fie poate să conducă un utilaj și aici, la Zizin. Există posibilitatea, partenerii care au adus utilaje oferă această oportunitate, putem să mergem în pădure și să testăm utilaje. Sunt parteneri tradiționali care participă de regulă la evenimentele pe care DLG Intermarketing le organizează în România, așa cum spuneam, încă din anul 2015. Cred că sectorul trece printr-o perioadă de transformări. Și este valabil și pentru ceea ce se întâmplă la Regia Națională a Pădurilor. După cum bine știți, aceste transformări sunt și din punct de vedere al legislației în vigoare. Anul trecut deja a fost promovată prin hotărâre de guvern o nouă strategie, Strategia Națională pentru Păduri 2030, SNP30, iar... Ce cuprinde această strategie? De ce se bazează ea? Strategia este o viziune nouă, modernă, asupra sectorului silvic și are la bază, dacă vreți, principiile și conceptele promovate prin strategia forestieră europeană. Creșterea suprafeței de împăduriri, creșterea competitivității în domeniul forestier, modernizarea în silvicultură, tot ceea ce înseamnă treaba aceasta și multe altele.